Buonasera. Buonasera, rispondi se non andiamo a microfono, c'è del mio vita, la Stefania, mai sta vedendo, c'è proprio qui, le prospettive di prete non lo sta stessa. Angelica. E stiamo dentro a casa. Yes. Se dividi 14. Da. Asta e mai chiar ei.
Putem, ar primul și nu prea... Vedem, da. Da. Oricum, noi nu ne atâtem în crederea. Dacă 3 plus 3 la a doua face 12, n-am putea să luăm din 3 la 3 a 1, 3 la 1. Și 3 la 1 face 3. Una, trebuie să am nevoie să fac rost de 1. 1. 1 ca să ajung la 13. Eu trebuie să scot factor pe 13. Da. Yes. Stai un pic de timp. Că să vină o idee. Este egal cu... Deci în angul 4, cât e 2, e și 12. Da. Și avem nevoie de un 1, da? Din 1 acela care se completeze pe 13, până la 13. Eu zic să merg acum, din când nu văd acela, am scot un 3 în factor. Da. Deci 3 pe lângă. 3 pe lângă. 3 pe lângă. 1. 1 plus... 3 la 2, plus 3 la 3, plus 3 la 3, plus 3 la 4, plus 3 la 5, că nu uite cum aici scriu. Plus puncte, puncte? Plus 3 la 11. 3 la 11. Egal. Deci în interior nu uităm aici pe 3, cea nu ne-a. Pentru 13, 3 nu ne-a făcut. Nu s-a făcut păcorat în 13, 3. Nu e multe multe. 3 nu e divizorul al 13. Ce idei să ne vină? 3 plus 3 la 2, tot făcut? 3 plus 3 la 2, 12. Ah, și cu 1. O, extraordinar. Deci v-am grupat câte câți? 3. Câte 3? Superbă, chestia. Asta era. Asta. Deci gruparea de spate 3. Ăștia 3 și spate 1 în... Îmi fac comun de 3 la 3-a. Perfect! Și ne rămâne exact 13. Da. Da? Da. Și următorul ia spate 3 la 6-a pe 3, nu? De 3 la 5, de 3 la 6-a. Dar știi ce? Din teamă, sumul voastră rămân numai 2 la sfârșit. Adică, eu mă întreb atunci dacă... Să cuprinde exact de... Dacă se grupează fiecare câte 3 și la sfârșit nu rămâne doar 1. 1 sau 2? Tot 3 trebuie să rămână. Da. Știi ce fac? A, dacă 11... Grupăm câte 3 așa, 11... Deci ar fi 3. Ar trebui să am câte... 11 împărțiat 3. Dar sunt câți toți? Uite, de la 3 la 1 până la 12 sunt 12 de ani. Da. Și de la 11 de ani. Nu, tot că o rămâne și omul ăsta. 12. Tot 12. Și... Da, e bun. E bine. Da. Se poate, se pot face grupii de 3, că 12 se poate la 3. Deci 4 grupi vor fi. Da. Dacă el se oprea la 3 la 11 sau 3 la 13 sau nu știu ce, sau 3 la 14, nu mai puteam să facem grupe. Că 14... Da, se părtea la 3. Autorii când compune ieșiții, mi-am mai discutat, iau o chestie foarte bine pusă la punct. Da. În fapt, ei sunt la întrebare. Deci la grupaj noi să ținem cont și noi de treaba asta. Noi joacă. Deci trebuie să știm exact să pot grupa. Am făcut rost de 13. Suntem fericiți. Dar trebuie să urmărim și să până la capăt. Da? Foarte important. Deci egal cu 3 pe lângă. Egal cu 3 pe lângă. 13. Perfect. Plus. Plus. Dăm factor comun pe 3 la a 3. Corect. Pe lângă 1 plus 3 la... 3 la 3. Ori 3. Ori 13. Plus. Plus 3 la 7. Ori 13. Perfect. Plus 3 la 9. Ori 13. Da? Și cam mai departe, spate, mai acum. Trebuie 4 grupi. 1, 2, 3, 4. 4 grupi, 13. Acum vine 3 ori 13 pe lângă. 1, 2, 3 la 3, plus 3 la 6, plus 3 la 9. Și acum... Se devine
13. Foarte frumos. Ce e? Ce e? Și ce? Și ce dă? Arătați că suma este divizibilă cu 5. Arătați. Că suma este divizibilă cu 5. Da. Hai de pe aici și acum nu mai am de necat nimic. 5 de necat, să facem mai 0 de 5. Păi am urmat câte 3. Și 13 și cu 27. Dacă mă duc până la 4, mă știi? Când am urmat câte 2, nu e cel mare gând, mi-a ieșit de 12. Da? Deci acum mă gândesc în grupul ăsta câte 4. Păi și ce o să deci, până aici am făcut 13 și cu 27. 0, 27? Da, 13. 13, 3, 40. 40! Și 40 sunt 4 la 5. Ah, dacă ai... Foarte tare! Da. Acum trebuie să mai vedeți dacă se poate câte 4 până la sfârșit. Avem tot 12 termeni împărțit la 4. 3 grupi. Da. Merge. Gata. Deci, iese, se divide, ești lucră, iese egal cu 3 pe lângă. 3 pe lângă. 4 cu 4 asta până aici. 40. Așa, deci 40 plus. Plus 3 la 4, ori 40. Da, 3 la 4. Ori 40. Plus 3 la 8. Așa, va fi 3 la 8. Ori 40. 40. 3 grupi trebuia să fie, așa am văzut. 12. Mai bine. Și egal mai departe. Acum, scoatem o factor comun pe 40. 3 ori 40 pe lângă 1 plus 3 la 4 plus 3 la 8. Adică acum noi dividim cu 40. Dividim cu 40. Mai bun. Nu 5, chiar 40. Da. Deci divizim cu 40. Da, și cu 5. Și corporat în 40 și află 5. Da. Dar am făcut mai mult decât o zis autorul. Deci în partea... Da, și la 8. Și la 8, da, și la 8 și la... Eu aș spune că 3 ori 8, 3 ori 4, 12, 120. Da. Poți să spun că sunt parte, da. Chiar 120, pe cam așa, că vedeți că 40. Deci sunt parte la 190, iar la 120 sunt parte, se divide la 5. Da. Deci cu ăsta sus, se divide la 5, suntem la X. Da. Hai să mergem pe un pic, mai mult din zile de parte mea să le ieșiți. Tot secretul a fost care? Acela că... La început câte 2 din ieșit 12, după câte 3 din ieșit 13, și acum câte 4 și din ieșit 40 ăsta. Foarte important. Ai putea să pregătești ieșitul ăsta? Să ne ducem până unde? Aici ne-am luat 12. Hai să ne prelungim noi și să luăm modelul, dar nu să, să nu ne opunem la 3 la 12. Și mă opri la multiplu de 12. 24. 36. Da. Da? Da. Deci, un multiplu de 12. Dar avem nevoie de 12. De 12 ca să știm să da. Sigur da. Că facem grupele. Da. Așa cu multiplu tot timpul. Da. Deci suntem siguri că avem voie să facem câte 2, câte 3, da. Câte 4 grupări. Deci, să se arate că hai să facem. Da. Da. Se arate. Că. Suma este egală cu 3 plus 3 la 9 plus 3 la 3 la plus ala de 4 plus 3 la 3 la 5 ori 12, 3 la 60, ala de 5 ori, nu? 5 ori 12, 60, se divide la, la cine? La 13.
apoi la 13, apoi se divide la 40. Da? Se divide la 40. Dar cele mai multe, multe ori se fac ieșiții de acestea în care se spune anul în care ne apropiem noi, știți, în jurul anului, 2000 și nu știu cât. Da. O facem și noi. Dacă mulțim pe 12 cu 100, fac 1200, nu? Da. Fac 1200. Da. Dacă mulțim cu 200, ia și vedea, bine? 2400. Nu mulțim chiar cu 200, ca să ne apropiem de anul nostru, mulțim cu 180, să zicem, atunci vedem 180 la fel de, să fim cât mai aproape de anul nostru. Ia să vedem. 10.20 de centimetri.
Deci 2 metri, 200, cred că e bine. Nu? 100 cm la 1 metru? Nu, 20. 20, 20. Decimetri sunt 20. Metru. A, da, da, da. Da, e bine, 200. Da. Deci 200, adică cu asta de 30. Da. Să vedem cum se cuprinde în sfoara pe care o avem noi. Dar știu că ea are de la 200, deci lungimea ei e așa, uite asta. Nu știu eu cât e mare, dar știu că e între 200 și 400 de centimetri. Și eu n-am luat, de mână decât sfoara asta. Deci n-am linii, n-am nimic și atunci ce să fac? Să văd de câte ori intrăm? Sigur că da, de câte ori intrăm. Și ce îmi spune, care este cea mai? Care este cea mai mare lungime cu frință între? Așa. Deci cât de lungă pot să măsor eu? Cum adică? Deci, dacă ar avea 300 de metri, 300 de centimetri, dacă avea numai 300 de hectare, de câte ori ar merge sfoara mea? O dată, da, de două. Nu, de 3 ori. Dacă ar avea 300, dacă ar avea 10 ori. Deci, dacă merge de 10 ori, înseamnă că am măsurat 300. Da. Și acum mai merg încă o dată. Da, și avem 330. Și mai mergem încă o dată la 12, 360 și încă o dată 390. Și dacă ar mai merge o dată, ar trebui și pe 400. Da, deci undeva între 390 și... Nu, până 390, dacă e mai lungă, nu pot mai suna. Deci cea mai... ia și cât era de mare, de 400 era, până 400. Da, da. Deci spune autorii foarte și mai chiar. Deci sfoara asta care o ai tu, da. Nu știi cât are, dar știu sigur că e între 200 și 400. Fiindcă între 200 și 400, tu ai numai sfoara de 30, da? Da. Și trebuie să vezi de câte ori intră ea până când se apropie de 400. Maxim. Aia pornește de la 200. Da, da, nu știi, nu știi cât este. Zice, cea mai mare s-o poți măsura. Da. Cea mai mare de la 200 până la 400 este cea care se apropie de 400. 390. 390 asta e. Da? Deci pot măsura cel mult 390. Că cea mai mare sfoară s-o măsori. Da. Deci nu spune că cea mai mică. Dar cea mai mică. Mai mică era, deci am pornit de la... De la, dacă a fost cea mai mică sfoară, dintre 2 metri și 4 metri, nici nu puteam măsura sfoara asta. A trebuit să fac 7 ori, 7 ori, 21, 210. Ba da, ba da, merge. Atenție! Dacă el spune așa, sfoara are o lungime cuprinsă între 2 și 4. Care e cea mai mică bucată de sfoară care o poți măsura folosind ce folosim? Folosind unitatea asta de măsură. E unitatea de măsură, de 30 cm. Păi, eu trebuie să sar, măsurând-o pe ea, să sar dincolo de 2 metri. Da. Dacă, așa știu că sfoara e dincolo de 2 metri. Da. Și cum până în 30 de 6 ori, fac 180, pe 618, adică 6 de 6 ori până într-o fac 180, a 7 ori fac 2 metri și 7 3, 21. 2 metri și 10. Da. Deci, cea mai mică sfoară pe care o pot măsura folosind unitatea asta de măsură, știind cât dintre 2 și 4, este de 2 metri și 10. Iar cea mai mare, cu putință, e de 390, adică 3 metri și 90. Am înțeles acum problema, da? Deci noi trebuie să pătrundem în interiorul problemei ca să poți face. Dacă nu mai pătrunzi acolo,
N-ai înțeles ce cere autorul? N-ai cum să faci problema. Da? Așadar. Avem și B. Da. Deci ce spunem? Răspuns la punctul A. Da? A. La. Cea mai lungă, nu? 3. Da. Cea mai lungă soare ce poate fi măsurată este egală cu 390 centimetri. Da? E clar, trece. Iar din când mai am făcut și cea mai scurtă soare. Tot așa, de 2 metri și 4 metri, ce poate fi măsurată? E 210 centimetri. Și cu asta am făcut complet exercițiu. Pentru că Încă o dată. Pe unul nu are niciun... Legătură? Da. Hai să vedem ce zice foarte. Poate fi 1150 de creșuri a 15 metri la a doua de creșie și 27 metri la a doua de faianță care se vând cu 20 de lei, respectiv 30 de lei metru pătrat. Și nu vreau înțeles astăzi. Da. Poate fi 1150 lei prețul a 15 metri la a doua de creștie și 27 metri la a doua de faianță, care se vând cu 20 de lei, respectiv 30 de lei metru pătrat. Ai înțeles, mă, este și la fel. Că m-am văzut așa. Destul de apătut, da? Da. Bun. Deci se cumpără ce? Hai să înțelegem așa, să citim altfel. Se cumpără... Gresie și faianță. Gresie și faianță. Și câți metri de gresie? De gresie 15 metri cubi. Pătrați. Pătrați. Da? Deci, gresie, nu? Da. Gresie. 15 metri pătrați. Da? Da. Și faianță. Cât sunt? 27 metri pătrați. Un metru pătrat de gresie costă cât? Păi zice, care se văd cu 20 de lei, respectiv 30 de lei metru pătrat. Cum ai spus? 30. Primul, când zice respectiv, respectiv care e primul. Adică la primul se referă 20 acolo. La primul. La gresie, se referă. La gresie, da? Da, 20 la lei. 20 lei pe metru pătrat, așa știm. Da. Și la faianță sunt 30 de lei. 30 lei metru pătrat. Metru pătrat. Și la început zice preț, poate fi 1150 de lei prețul. Suma totală. Suma totală pe care o dă respectivul este egală cu 1150 lei. Adică putem ajunge la costul ăsta de 1150 folosind toată povestea asta? Da. Să vedem. Da. Noi calculăm și dacă e așa, e bine. Dacă nu, spune mai uite că ne mai rămas ceva bani sau da. Mai trebuie ceva bani. Da. Cum facem aici? Păi, mă țin pe 15 cu 20. Sigur că da. Deci, înseamnă? La gresie. Gresie, înseamnă, gresie, gresie, înseamnă, gresie. 15 300. Da, 300. Dacă de 2 ori 5 fac 30, când zice 300 lei. Lei. Eu la faianță. Da, cu 27 ori 30. Da. 0, 7 ori 3, 21 și 2. 3 ori 2, 6 și cu 7, 8. Ia să vedem. 3 ori 7.
7, 21, 3 ori pe 6, pe 8, fai, fost. Lei. Lei. Le adunăm. Le adunăm, vedem cum e. Și vine 0, 1, 8. 11, 1110. 1110 lei de altă. Mi-au mai rămas 40 de lei. Deci mai rămân 40 de lei. Să întoarce și eu cu ceva bănuț acasă. Nu rămân chiar fără niciun bănuț. Răspunsul a fost se poate cumpăra, da, se poate și mai rămâne și restul. Da. Asta a fost o dată. Da. Bun. Ce? Ce? De 1 iunie a fost cumpărat un box cu 9 cutii cu câte 12 bomboane. Pot fi aceste bomboane împărțite în mod egal la 24 de copii? De 1 iunie a fost cumpărat un box cu 9 cutii. 9 cutii. Deci 9 cutii bomboane. Cu câte 12 bomboane. Adică o cutie are 12 bomboane. Una cutie. Egal 12 bomboane. Pot fi aceste bomboane împărțite în mod egal la 24 de copii? Să vedem, dar cât o fi tot am bomboane astea? Păi facem 9 ori 12. Sigur, da. Deci 9 bomboane sunt 18. 18, 18, 9 ori... 100. 108 bomboane. 108 bomboane. Și acum împărțim la... Împărțim la 24. Sigur că da. Deci 108 se împarte exact la 24. Ca să vedem, să nu vedem câte sunt mai bomboane. Aici ar veni ca 2 în 10. 2 în 10 de? 5 ori. Da, da, vine 4 și... Atunci de 4 ori. Da. 4 ori 4. 4 ori 16, 61, 4 ori 2, 8 și 1, 9. 9. 2. Da. 12. Rămâne 12. Nu. Nu pot fi împărțite. Deci nu pot fi împărțite la câți copii? La 24. Asta e răspunsul. Asta e răspunsul. Da? Am ceva? Așa. Fie A, B, C, D, E, 5 numere naturale existente. Deci fie A, B, C, D, E, 5 numere naturale extinse. Fără F. Fără. Fără F. Numere, deci aparțin lui bine. Da, sunt numere naturale și sunt numere și distincte. Deci înseamnă că diferite, nu? Da. A diferite, B diferite, C diferite, D diferite. Deci asta înseamnă că distincte. Arătați că dacă 5 divide suma oricăror 4 dintre ele, aceste numere, atunci 5 divide și suma lor. Dacă 5 divide... Suma oricăror 4 dintre aceste numere. Deci dacă 5 divide pe culoare, pe A plus B plus C. Dar zice plus D. Nu? Pe 5 divide 4 din ele. Da. Lansă pe 5 deoparte pe ele. Și vă 5, a oricăror 4. Deci trebuie să facem de toate grupajele, da? Deci 5 divide pe acum plus B plus C plus D. 5 divide, să lăsăm pe D pe o parte acum. Atunci 5 divide și suma. La sfârșit. Că dacă incidești în gărătate... Arătați că dacă 5 divide suma oricăror 4... Oricăror 4. Să dividem pe toate 4. Toate variantele. Trebuie să dăm câte unul afară. Așa, și până după aceea se rezulte din asta, în ipoteza, toată informația asta, că divide suma a oricăror 4. Da. Deci, divide pe A plus B plus C plus D. Acum, 5 divide pe A plus B plus C plus D. Da. 5 divide. 5 divide pe A plus B plus D plus E. Yeah, that's right. 5 divide pe A plus B plus C
Pe cine de la altă parte? Pe B. Pe B. Deci A plus C plus D plus E. Și în sfârșit, 5 dividide pe B plus C plus D plus E. Atunci, din această situație, se rezultă că 5 dividide pe... Suma lor. Adică A plus B plus C plus D plus E. Nu? Toate cele 5. Da, și asta ar însemna că A plus B plus C plus D plus E aparține divizorilor 5. Nu? Dar trebuie să fructificăm chestia asta. De fără să fructificăm ipoteza, nu are nicio șansă să facem aici. Deci, dar nu ce înseamnă toată informația aceea. Ce înseamnă divizorul? Să nu mai scriu o dată, până aici să se arate rezultat. Da. Că 5 divide, în confuzia asta e problema noastră. Da. 5 divide pe A plus B plus C plus D plus E. Ce înseamnă că 5 dividi pe ăsta? Înseamnă că A plus B plus C plus D în divizi. Se scrie ca 5 oriceva. Da. Înseamnă că e pe multiplu de 5. Da. Da. Deci rezultă din prima că am tradus ce înseamnă chestia asta. A plus B plus C plus D iau cu 5 ori un cât. Un cât. Sigur. Ce unul mai să zicem, da? 5 ori ce unul. Din a doua? Din a doua înseamnă că A plus B plus C plus E da. Este egal cu 5 ori ce ori. Apoi? Apoi A plus B plus C plus E care este 5 ori ce ori. Apoi? Apoi? Apoi A plus C plus D plus E este egal cu 5 ori ce 4. Iar ultima, B plus C plus D plus D este egal cu 5 ori ce 5. Tragem legi la fel de parte. Și atunci... Ia să vedem, le avem toate așa, au din dără întâlnire. De 4. Deci 4 ori A. 4 ori A plus B-ul e de 3 ori. Nu, ar trebui să fie tot de 4. Am greșit noi ceva. 1, 2. A, văd. Aici e de pe acolo. Hai să vedem că l-am dat pe cine în prima fază? Pe E. Pe E, după pe D. De și ăia scrie celălaltă. Pe C, în a treia relație, corele. În a patra, îl dau pe B. Da. De o parte și vine A plus C plus D plus E. A plus C plus D plus E. Eu am dat pe B la o parte. Da. Așa. Este legile de aici, nu vedem. Da, 4. 1, 2, 3, 4, da? Da. Deci plus 4 plus 1, plus... Plus 1, 2, 3, 4, 4, C. Da, 4, C plus... Plus 4, E. Plus 4, E. Și acum dăm un factor comun pe 4. Egal cu 5 pe lângă. A. E 5 peste tot, nu? A, tu vrei să scrii aici cu toți pânte, nu? Păi zic să scriu ce este și-o mea. Așa. Așa, 5 pe lângă C1 plus C2 plus C3 plus C4 plus C5. Plus C5, corect. Așa. Și acum, zic. Acum dăm un factor comun pe 4. 4 pe lângă. A plus B plus C plus C. Dar dați puțin A. N-am scris eu B. Deci D, n-am uitat să scrie aici. D. Deci plus 4. D. Deci 4 D. Insert, insert asta, da? Da. Și acum e bine. Da. Egal cu 5. Egal cu 5 pe lângă C1. Hai să nu mai scriu ce 1, ce 2, ci 1, mă. 5, mă. Da. 5, mă. Iată că A plus B plus C plus D plus E se scrie de 5 ori, mă. Da.
Și nu înseamnă că dacă scrii de 5 ori mână, nu înseamnă că iai multiplul de 5. Da. Deci, aici e toată suma, nu? Da. Deci, faptul că de 4 ori suma îi dau cu 5 mână, înseamnă că, de fapt, cine? Suma este multiplul de 5. Da. Deci, de aici rezultă că A plus B plus C plus D plus E egal multiplul de 5. Multiplul de 5. Asta înseamnă că 5 divide pe asta. Da. Deci rezultă de aici că 5 divide A plus B plus C plus D plus E. Mai există aici ca să ne înțelegem bine. Dar dacă aș fi zis că de la început 5 divide pe A plus B plus C plus D. Dar nu avea niciun motiv. Trebuia să ajung să apară A plus B plus C plus D plus E, toate suma, să fie 5 ori ceva. Și dacă cream direct, nu punea niciun... Nimic, nimic, nimic. Era doar, doar mica, da. Confuzia scrisă. A. Că confuzia asta era 5, trebuie să divide pe asta. Da. Și noi am ajuns la asta acum. Fructificăm toată ipoteza, că 5 divide pe asta, mai 4. E foarte frumos exercițiul. Hai să vedem că înțelegerea el și e o chestie interesantă. Nu? Deci el spune așa, dacă 5 divide pe oricare, 4 dintre ele te obligă să le iei pe toate variantele. Da. Să știi că foarte mult simt, n-ar fi prins problema aici. Deci, da, nu s-ar fi prins că era oricare. Asta e. Poate. Ei ar fi scris doar A plus B plus C plus D. Și o, nu... o variantă. Da, da, da. Deci lăsa pe E deoparte și bășeau peste formulare, peste miezul problemei. Oricare da. Din cele... 4. Da, oricare 4 din cele 5. Oricare 4 din cele 5. Și atunci trebuie să scrie toate 5 variantele. Și faptul că 5 divide pe toate variantele, am tradus că A plus B plus C plus D, adică ăsta este un multiplu de 5. Faptul că 5 divide înseamnă că ăsta e multiplu de 5. 5, C1, 5, C2, 5, C3 și mai departe. Și ce m-a făcut cu mizgatul? Care crezi că a făcut mobilul? De ce le-am adunat? Păi, era numai câte 4 adunate. Și eu vreau să ajung la toate cele 5 adunate. Deci era numai câte 4, uite. Și care e mobilul? De ce crezi că le-am adunat pe toate? Deci, de ce mai vinde niște scarpări? Pe astea din stânga și pe astea din dreapta. De ce relațiile astea? Eu am tradus informația. 5 divide. Faptul că 5 divide pe cele 4, să scrie că A plus B plus C plus D, dar cu 5 ori C1. Ca să ajungem la multiplul de 5. Ca să fim suma tuturor. Că aici erau numai câte 4. Asta e poanta. Dacă ziceați suma tuturor. Suma tuturor! Adică suma celor 5. Da. Deci am alergat îndebunit să prind suma tuturor, că erau câte 4 adunate. Oricare 4 adunate. Da. Erau un tip de 5. Dar toate 5 nu știam. Asta era și problema mea. Deci asta era, asta era, asta era chestiunea. Interioară, să zicem, intimă, hai să spunem, a ieșiciului. Chestiunea asta de informații. Și atunci, eu le-am adunat, că numai pe adunându-le pe toate, apărea de 4 ori A, de 4 ori B, de 4 ori C, de 4 ori A, și mai suma celor 5. Pun una pe sumă, tot, exact. Gata, ești peste țără de fără. Da? Deci nu mai am nicio, nu mai am nicio taină pentru mine. Până aici, până. Deci sunt două momente foarte importante de fiștire, zic eu. Când zice oricare 4. Și te obligă să respiri de toate cele 5 variante. Da. Și după când vrem să avem suma lor, adică să fie... Tocmai ce cere autorul. Da, da. Da? Dar am făcut cu altă lor. Băi, nu mi-am scris pe astea.
Mi-am scris, adică am tradus. Da. Ceea ce mi-ai spus tu, am înțeles, am tradus. Dar tu ce încerci, mă, Hristu? Tu ce încerci, mă? Păi zice, vreau să vezi dacă sunt a tuturor. Ca la câte patru, ți-am spus eu. Da. Dar suma tuturor să vezi tu. Și atunci, mă obligă să le adun pe toate. Ca să apară suma tuturor. Și sigur, în partea dreaptă e cinciul care apare. Da. Și atunci e cinciul ceva. Și când văd că asta e scris cinciul ceva, înseamnă că patru e multiplu de cinci. Dar ce treabă patru cu cinci? Suma trebuie să e multiplu de cinci. Da? Da. Vezi ce facem când pus noi? Hai să spunem și prietenilor, ce facem în plus? La un exercițiu stăm, dic o cărbă, dar nu se mână. Așa. Pigulit cât se poate de tare la el, până când înțelegem exact lucrurile importante. Da. Da? Nu așa, l-am făcut, am plecat, l-am făcut, l-am plecat. Se întâmplă la școală de foarte des, nu în chestia asta. Adică, să fac acolo, să adun, să fac, știi, tu stai în bancă și spui, mă, ce cu matematica asta? N-are nicio problemă, nu se vede nimic, nu întâlnești cu nimic. Păi munca asta așa m-a anunțat, dar eu, parcă îmi vine să spun, abandonez, nu mai trebuie. Asta pentru că profesorii n-au răbdare să insiste pe chestiuni esențiale. Ei pur și simplu merg mecanic, îți comunică niște lucruri, face așa că spun eu, așa că e bine, pe cuvântul meu că e bine. Dar tu nu te legi cu nimic. Când însă facem această discuție, insistăm foarte mult, fiecare mișcare se justifică. Nu? Se justifică de ce fac asta. Așa și la suma aceea, când ne facem prima sumă, am înțeles de ce am făcut de 2, de 3, ce am făcut de 4. Deci, am îndrăznit să-mi propun și un exercițiu. Da. Da? Pentru că noi am început să intrăm în exercițiu să înțelegem foarte bine. Oare acesta e lucru spectaculos. De aceea, foarte mulți fug de matematică. Când te vezi depășit azi, mâine, fiecare zi, trei zile, trei, tot, și ți se dă temă. Și tu știi din cap lucrurile că nu ai nicio șansă să faci. Deci este o zi. Nu mai faci de te-ai îndepărtat și de așa lucrurile se instalează în subconștientul tău. Ideea neputinței. Ha? Deci tu te trezești pus în situația aceea din capul locului, nici nu-ți vine să citești problema, nici măcar să deschizi cartea, nu vine. Pentru că tu știi că nu cum îți faci. Așa era problema. Asta e marea dramă. Ori, ușor, ușor, când începi să zâmbești, că ai înțeles mecanismul, probleme și lucru, e altceva. Mai e curaj să începi pe alta. Sigur că mai e curaj să începi pe asta, să insisti în problemele lor. Alte lucruri descoperite acum. Citim problema de 7 ori, 10 ori, că nu înțelege bine. Fii virgulă, la virgulă trebuie citită. Da. Să ascunde acolo ceva. Da? Bun, mergem mai departe. Asta a fost punctul A, B. B. Ai arătat că 5 divide suma oricăror 3 dintre aceste numere, atunci 5 divide și suma. Dacă 5 divide suma oricăror 3 dintre aceste numere, atunci 5 divide și suma. Adică trebuie să o luăm câte 3 acum, oricare. Asta e. Deci lăsăm câte 2 afară acum. Da. O să fie mai multe, cred eu. Ai dat, cred că a fost numai 5. Da. Ar trebui să facem, să vedem câte sunt. O să fie A, B, A, C, A, D, A, E. Dar trebuie să facem. Am spus că l-am putut mai în fața camera, am spus că am putut așa. Trebuie să vedem acum cu dragul nostru cum se materializează. Că așa, cred că mă gândesc la problemă. Așa este. Așa este. E descoperit, mă. Dacă mă ghicești, mă. Știi la ce mă gândesc acum? Cum să fac?
să o fac înțeleasă. Ca să apare sumă. Da, și până să iasă sumă. Sunt mai multe relații. Mult mai multe, da. Nu numai 5 câte au fost la trecută, acum câte ori fi. Dar trebuie să fac o ordine, să știu eu cum să fac câte 3. Păi mai întâi luăm A, B, C, după A, C, D, A... Uite ce îți propun. Iau două de bază. Da. Și până mâna alerg cu ceva de 3. A, B, C, A, B, D, A, B, E. Aha. După luăm cu B. B, A, C... Mă leau pe B, C de bază, da. Și pe urmă leau cu D și cu E. Și cu A, nu? B, C și cu A au fost părinesc, când am fost dat așa. Da, da, da. Fii atent, dacă pun mecanismul ăsta la punct, sunt foarte tare. Da. Deci, iată ce fac. B, A, B, E de bază. Da. Și cuplesc cu C, cu D și cu E. Da. Mă mișc așa. Au gata, este în curs, că eu a fost luată în joc. Luăm de și... BC, cu D și cu E, urmă CD, cu E. Da, și... Da, atât. Și astea s-au să fie. Da, dar nu sunt. Nu sunt așa multe. Mi se părea că sunt acolo o sumedenie și nu știu. Nici nu trebuie să termin ora și nu le puteți scrie. Te scrie, mă, am înțeles. Deci, sunt așa. Știi, știu eu, că 5 divizie. 5 divizie. Luăm A și B de bază. A plus B plus C. Așa. Apoi, deci 5 divizie. E pe A plus B plus C. Așa. 5 divizie pe A plus B plus E. Plus E. Apoi. 5 divizie. Seara. 5 divizie. Acum luăm pe B și C. B și C de bază. Bine, 5 divizie. B plus C plus D. Așa. 5 divizie pe B plus C plus D. Deci e paranteză, da? Da. B plus C plus D. Acum 5 divizie pe C plus D. Nu ce? Mi-ai las cum Darea ne-ați venit. Și trebuie să vă spun, face mai ești așa de frumos, cât vreau să Darea repede să te-a spus că ai țelul, să vezi eu. Suntem în... acum am politică și ce. Foarte tare, foarte tare. Acesta este exigențul. E așa, acum am și eu trebuie și pentru tine. Deci... Fii atent ce spune Darea. Am 5 numere la naturale, la întâmplare distincte între ele. Da. Dacă 5 divide pe oricare 3 din ele, pe oricare 3, da, atunci 5 divide și suma tuturor. Da. Atunci se rezultă că 5 divide pe A plus B plus C plus D plus E. Și să-ți spatez asta. Deci, fie date 5 numere naturale. Așa dacă, distincte, dacă 5 divide pe oricare 3 din ele, atenție, formulare e foarte tare, oricare 3 din ele. Da. Deci nu rămâne niciun triplet neluat în seamă. Deci dacă 5 divide oricare 3 din ele, atunci 5 divide și suma tuturor. Am avut o discuție cu Ștefania mai devreme și ne-am cam speriat că sunt foarte multe variante aici. 5 divide suma la 3, la oricare 3. La oricare, dar importa la oricare, adică să nu scape un triplet neluat în seamă. Suma, nu pe oricare 3. Nu. Suma oricăror 3. Aha. Și atunci noi ne-am pus problema câte ori fi. Că mai înainte am avut o neieșiță la asemănător, care 5 divide suma oricăror 4. Și a oricăror 4 ne-a venit ușor, că dădeam câte un afară din 5. Și rămâne celălalt mai. N-am dat pe E, n-am dat pe D, pe G, pe B și pe A și n-am scris pe cele. Dar la oricare 3 am scapat, nu avem. Am dat, cum să spunem,
de reghisiu dificilă. Și a fost cel mai important lucru să ne organizăm mintea pentru a vedea câte sunt, fără să scape lucrul. Și uitați-mă cu ce dat. Am fost inspirat, Ștefania, aș zice. Nu? În organizarea. Da. Am luat pe AB din masă și l-am cuplat cu C, cu T și cu E. M-am mișcat la următoare. Pe A l-am scos din cursă. Că practic A s-a cuplat cu toate. Da. M-am dus și am luat de bază pe B, C și am cuplat cu D și cu E. Și pe urmă m-am dus la CD și l-am cuplat cu E. Și m-a dat 6. Și întrebarea este, le-am prins pe toate? O, eu sunt în mare pericol, dacă nu știu sigur, le-am prins pe toate. Că dacă rămâne un triplet neluat în seamă, înseamnă că ipoteza nu este corect folosită. Un triplet, dacă rămâne, ipoteza e incorrectă. A plus B plus E nu l-a stat. A? A plus D plus E. A plus D plus E. A plus D plus D. Plus D plus E. A, D și E. Nu l-a stat. A, D și E. Nu l-a stat. Excelent. A plus D plus D. A, D și E. A, D și E. A, D și E. A, D și C. Nu l-a stat. A, D și E. Uite, vezi, aici e problema. Deci nu m-am organizat într-un fel, dar se pare că am o slăbiciune. De ce nici nu m-am permis să trec mai departe? Ați venit voi când am terminat de scris și aveam marea problemă dacă am pe toate, absolut pe toate, variantele luate în seamă. Nu le-am. Deci 5 divide pe cine? A, A, B, C, D. A plus C plus... A plus E plus... Hai să vedem, A plus C plus D. Nu e A plus E. Face A plus D plus E. A plus D plus E. 2, 4, 6, 8. După aceea, iar să mai vedem. Pe care mi-ai zis darea? Nu cred că nu am zis. Adică trebuie să dăm două din ele. Dăm o dată pe... A-u și cu B-ul. A-u și cu C-ul dăm, A-u și cu D-ul, A-u și cu E-ul. Invers să facem problema în partea pe mine. Să le dăm pe câte două din cele 5 să rămână 3. Că în felul în care am gândit așa nu prea bună mea, stăzi? Deci, dăm pe A și B și rămâne C și D și E. Este adevărat? Cum am mai găsit unul? C și D și E. Este C, D și E? Da, da, am dat eu acum, C, D și E. C, D și... Aici e E, nu? Ce trebuie să apară de patru ori. Că a fost așa de cum cinci, a fost. De cinci ori. De... Care sunt cinci? Deci, apare de mai multe ori. După cum am văzut până aici, au apare de câte ori? Cinci. De două ori. Șase ori. Wow. B-ul ar trebui să apară de 6 ori. 3, 4. Și nu mai apare. 3, 4, 5, da? Da, cu ce puteți să... Și mai trebuie să mai fie, dacă așa este ideea. Cu B, D și C, am aruncat spus. Deci A, B, C, A, B, D, A, B, E, B, D, E, A, C, D, A, D, C, și A, C, E. A, C, E, a mai folosit? A, C, E? Nu. Nu. A, C, E, da. Înseamnă că de șase ori să fie fiecare. Da, B, C, B, C, E, nu l-am spus. B, C, E. B, C, E. N-ai pus, nu? Nu, nu-i pus. Deci nu, C, nu-i pus, pe aia. Deci C, E este aici. Da, da, da.
Atunci când se deschide data. Deci neapărat, văzând că oa a apărut de 6 ori, Bunul Simț îmi spune că și cu B trebuie să fie de 6 ori, și cu C trebuie să fie de 6 ori, și cu D trebuie să fie de 6 ori. Și atunci mai avem de prins. Păi da, cu A nu mai trebuie să întâmplă, asta e clar. Sau poate nu trebuie să întâmplă. Știi ce s-a spus aici? De o chestie de clasa 10. Numărul lor este combinări de 5 toate câte trei. Care e egal cu combinări de 5 toate câte 2. Și este egal, dacă se mai amintești, 5 ori 4. Că ăsta spune cât de numere se apose despre scând. De la 5 pe când iau 2, 5 ori 4, supra 1 ori 2. Adică 10 pe scând. Noi avem 2, 4, 4, 8. 10 de la 10? De la 10. E o categorie. Categorie știi câte 10 trebuie să-mi dea. Bună, cam mai trebuie una. Înseamnă că mai trebuie una. 5 trebuie să divide. Ia să vedem. B-ul trebuie să intre. D-ul trebuie să intre. B-ul, că de câte ori până acum B-ul? 3, 4, 5 ori, da? Și mai trebuie să intre B. Acum mai trebuie să intre. Ia să vedem. Acum e de 6 ori A-ul, păi, de 6 ori B-ul. Ce-ul e de 6 ori? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nu e, unea oare e, ăsta e. A, ăsta e. Deci, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. 6 le avem. Acum, deci, avem A-ul, avem B-ul, avem C-ul, avem B-ul, avem E-ul, avem B, D, E. Avem B, D, D. Avem. B, D, E. Acum cred că este. B, D, E. Da. B, D, E, da? Da. Nu se ia. Și da. Da, să vedem. Deci A-ul de 6 ori, B-ul de 6 ori, C-ul de 6 ori, D-ul dacă e de 6 ori. 1, 2, 2 mai sus. 4, 1, 2 e, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și eu. 1, 2, 3, 4, 5. Și mai este undeva. Trebuie să mai fie undeva. Deci, 1, 2, 3. Aici e ce e care? Ceru sau e? Nu știu. Dacă e, s-a rezolvat. 1. Să putem să vedem dacă am mai avut A cât de, zice, da? A cât de. Dacă e. Dar deja sunt 7 de ce aici. Da. A cât de nu? Mă rog, ăla e cât de oprăm? 7 de ce? Dacă 7 de ce, înseamnă. 7 de ce? Sunt 7. Uitați, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Înseamnă că undeva e. E, asta e eu, atunci. Și că apăiești. Deci totul este rezolvat. Că ACB e mai jos. Da, dar acum ia cât de aici, deci vreau să văd A cât de. Uite, A plus D plus C. A, bun. Da? Da. Deci... Da, e, da, acum e rezolvat. Da, teoria îmi spune. Da. Trebuie să ajung la 10. 5, da, am ajuns. Dar asta, în teoria mea, dar la ei. Eu am pornit și am găsit vreo 5, da. Doar vreo 6 găsesc. 5, 6 găsesc. Dar acum ne-am găsit de toate. Ideea este foarte tare. Faptul că doar, spune așa, oricare 3 din ele, când ți-am zis oricare 3, eu la toate cele 10 trebuie să iau seama. Dacă de una n-am luat-o în considerare, am greșit de ghiște. Nu mai merge. Acum, traduc asta. Ce înseamnă că 5 dividit pe A plus B plus C? Înseamnă că A plus B plus C 5 ori ce 1. Apoi, din asta ce înseamnă că 5 divide? Înseamnă că A plus B. Apoi, de aici. A plus B plus C egal cu 5 ori ce 3. Apoi, B plus C plus D egal cu 5 ori ce 4. B plus C plus E egal cu 5 ori ce 5. C plus D plus D egal cu 5 ori ce 6.
A plus D plus C pasul de aici. Egal 5 ori C O și A plus C plus E. Egal 5 ori C nouă. Și A plus D. D plus D plus D. D plus D plus E. Egal cu 5 ori C 10. 5 ori C 10. Și eu trebuie să ajung să demonstrez că A plus B plus C plus D plus E, toate cele 5 adunate, că 5 îl divide pe A plus B plus C plus D plus E. Deci, avându-le pe astea, trebuie să arăt în final că 5 divide suma tuturor. Știi că divide suma la câte 3? A tuturor variantelor de câte 3, să arătăm că suma la 5 divide și suma tuturor. Și acum, ideea este simplă, că în clipa în care am așezat relații toate, ca să apară toate adunate, trebuie să le adăm pe astea. Ca să apară și A plus B, să apară A plus B plus C plus D plus E. Simt nevoie să adun și adun din 6 de al de A plus 6 de al de B plus 6 de al de C cu 6 de al de D și cu 6 de al de E, face 5 pe lângă C1 plus C2 plus la unitate plus C10. Pe care o test cu mână. Pe asta de aici. Și atunci vine 6 pe lângă 6 pe lângă A plus B plus C plus D plus E plus E plus E egal cu 5 ori 1 plus. Am notat cum o test. Da. Ce înseamnă că de 6 ori ăsta e egal cu 5? Înseamnă că, de fapt, ăsta trebuie să fie multiplu de 5, că 6 cu 5 nu se leagă. Deci de aici rezultă că A plus B plus C plus D plus E egal cu multiplu de 5. Da? Trebuie să fie un multiplu de 5. Asta înseamnă că 5 divide pe asta.